În 1906, în Oklahoma, Brannigan încearcă să scape de trei bărbați care au insigne de șerif, Duggan, Stilwell și liderul Ketchum. Deși aleargă foarte repede, Brannigan este împușcat și capturat. Ketchum îl lovește de câteva ori, cerând locația altui bărbat pe care îl urmăreau, dar Brannigan nu vrea să mărturisească. Ketchum îl leagă de cal și îl târăște până când în sfârșit vorbește. Bărbatul pe care îl caută a plecat spre est. În loc să-l elibereze, Ketchum îl ucide pe loc. Între timp, Henry și fiul său adolescent Wyatt lucrează la ferma lor. Henry a crescut la New York și a călătorit în toată lumea înainte de a se stabili ca fermier în Oklahoma. Din păcate, și-a pierdut soția din cauza tuberculozei, dar fratele său Al vine des să-l ajute. Viața lor este pașnică și plăcută. Singurul lucru care provoacă discuții este dorința lui Wyatt de a călători și de a învăța cum să tragă cu armă, dar Henry nu-l va lăsa să facă asta. Este dimineață de vreme când văd deodată un cal pierdut, trecând cu șaua pătată de sânge. În timp ce Wyatt duce animalul speriat la fermă, Henry și-a calul și merge să investigheze zona, găsind în cele din urmă un om inconștient la pământ. Numele lui este Curry și a fost împușcat în umăr, așa că Henry acoperă rana cu niște noroi și o batistă. Apoi găsește un pistol și o geantă plină cu bani, realizând că este ceva cu care nu vrea să se implice. Cu toate acestea, face câțiva pași înainte de a simți remușcări pentru bărbat, așa că se întoarce, adună toate lucrurile și după ce a scăpat de orice dovezi că au fost acolo, îl ia pe Curry cu el la fermă. Împreună cu Wyatt, iau vindeca rana lui Curry. În acea noapte, Henry ia arma și geanta cu bani pentru a le ascunde într-o parte secretă din dulapul său, fără să știe că Wyatt îl spionează pe sub ușă. A doua zi dimineață, își dă seama că rana nu se va vindeca dacă nu scot glonțul, așa că va merge în oraș să găsească un medic, dar înainte de a pleca, îl leagă de pat și lasă cuțitul pe noptieră. Când tatăl său pleacă, Wyatt se uită la dulapul lui Henry pentru a verifica compartimentul ascuns. După ce a văzut banii din geantă, ia pistolul și iese afară pentru a trage cu el într-o sticlă, chiar dacă iau câteva încercări să lovească ținta. Acasă, Curry aude împușcăturile și visează noaptea în care casa lui a fost incendiată și familia s-a ucisă, în timp ce vinovatul i-a spus să țină capul în jos. La scurt timp după aceea, băiatul se întoarce să pună arma înapoi în dulap și profită de ocazie pentru a deschide o cutie pe care Henry a ascuns-o acolo cu mult timp în urmă. Înăuntru, el găsește o altă armă și o grămadă de foițe din ziare care menționează diverse crime. Henry, în drum spre oraș, descoperă că omul rănit este căutat de Ketchum și oamenii lui. Stilwell este suficient de bun pentru a înțelege imediat că cineva a acoperit urmele lui Curry, așa că acum trioul știe că prada lor este ajutată de cineva. Bărbații aud niște zgomote în iarbă și trag, dar din fericire, Henry scapă înainte să fie găsit. Când se întoarce la fermă, Wyatt vede că una dintre frânghiile din jurul mâinii lui Curry este puțin slăbită, iar cealaltă mână este ascunsă de pătură. Când Wyatt mișcă acea pătură, descoperă că frânghia a dispărut, așa că bărbatul profită de ocazie pentru a nu mai pretinde că doarme și se eliberează. Ia cuțitul de pe noptieră, sare la Wyatt și jură că nu vrea să-l rănească, vrea doar geanta înapoi. În acel moment, Henry se întoarce și lovește cu piciorul pe Curry și apoi cu pumnul, până când își pierde din nou cunoștința. După aceea, îl leagă pe Curry de un scaun și apoi îl trezesc. După ce hotărâ că este prea periculos să meargă în oraș pentru un medic, Harry începe să folosească un cuțit încălzit pentru a extrage glonțul, în timp ce îi pune câteva întrebări. Tremurând și plângând de durere, Curry spune că este un șerif și că Henry și Wyatt ar trebui să plece înainte de a fi prea târziu. I-a scos glonțul, dar înainte ca Henry să poată pune câteva întrebări, Ketchum și oamenii lui apar în fața casei. Henry merge să ia arma lui Curry și miroase că a fost folosită recent, așa că o reîncarcă înainte de a pleca. Ketchum se prezintă ca șeriful, apoi explică că îl caută pe Curry, care este un criminal periculos și un ucigaș care se preface a fi șeriful. Curios de Henry, Ketchum începe să pună câteva întrebări despre viața lui personală, fiind interesat în mod deosebit când aude că numele lui este McCarthy, deoarece a existat un criminal faimos cu mulți ani în urmă, cu același nume de familie. Henry le spune că nu are o familie, așa că nu poate fi o rudă a lui și nu a văzut pe nimeni care să se potrivească descrierii lui Curry, spunându-le bărbaților să plece. Înainte de a pleca, Ketchum îi reamintește să încuie ușile în seara asta. Apoi, Henry se duce acasă și îl pleznește pe Wyatt pentru că a folosit arma. Wyatt a vrut doar să știe cum este, pentru că el este singurul băiat din zonă care nu a fost niciodată învățat să tragă cu armă, așa că trebuie să învețe singur. Henry îl pleznește din nou pentru asta, așa că Wyatt îl insultă și îl numește inutil, spunând că Henry va fi lăsat să moară într-o singurătate totală, pentru că va părăsi ferma de îndată ce va avea ocazia. Nevrând să se gândească la cuvintele fiului, Henry merge din nou să-și interogheze prizonierul. Curry explică că el este adevăratul șerif și cei trei bărbați sunt niște criminali, care au furat insignele de la oamenii lui Curry după ce i-a ucis.
A reușit să recupereze banii, dar a fost rănit în acest proces, așa că a leșinat și a căzut de pe cal în timp ce fugea. Nu știe de ce Kicham nu l-a împușcat pe Henry, dar susține că cu siguranță se vor întoarce. Între timp, Kicham și oamenii lui discută ce să facă. Ei nu cred cuvintele lui Henry și se întreabă de ce ajută un străin, gândindu-se că poate o face pentru bani. Dagan nu înțelege de ce nu l-a împușcat, având în vedere că erau 3-1, dar Kicham explică că a simțit ceva ciudat. El nu crede că Henry o face pentru bani și spune că un țăran de rând nu ține așa un pistol. Ceea ce trebuie să facă este să adune câteva informații, astfel încât Dagan să țină ochii pe fermă, în timp ce Kicham și Stilwell merg să găsească întăriri și să-l viziteze pe Al. Se lasă noaptea și lasă pe Wyatt să intre înainte să termine treaba, pentru că este prea periculos să stea afară noaptea. Henry îi dă lui Curry niște supă, făcându-l să se plângă că este încă legat. Pentru a evalua dacă pot avea încredere în el, îi pune lui Curry câteva întrebări despre trecutul său. Curry îi povestește despre toți oamenii cu care a lucrat și a trăit, persoane pe care Henry le recunoaște din călătoriile sale. De asemenea, își cere scuze pentru că a sărit pe Wyatt, spunând că era speriat și confuz când s-a trezit într-un loc ciudat. Fața lui Henry pare cunoscută, dar el neagă că l-a mai întâlnit și decide să-i elibereze o mână. Apoi, Henry își lasă arma pe masă și merge să-și umple paharul. Este un test pentru a vedea dacă el îl ia, dar Curry nu o face. În schimb, Curry continuă să-i spună lui Henry povești din copilărie, inclusiv moartea lui Billy the Kid. Este vocea lui Billy, pe care Curry a auzit-o mai devreme în visul său. Ascultând poveștile și văzând că nu apucă arma, este suficient pentru ca Henry să aibă încredere. El eliberează cealaltă mână a lui Curry, îi dă arma înapoi și îi spune să plece din casă înainte ca ei să se întoarcă. Cu toate acestea, ei nu pot discuta în continuare problema, pentru că brusc, Dagan începe să tragă în ei prin fereastră. Curry trage înapoi și Wyatt vine să vadă ce se întâmplă și este rănit de un glonț. Încă obosit din cauza rănii, Curry leșină, așa că Henry și-a pistolul, în timp ce Dagan se strecoară sub casă, trăgând în podea de câte ori Henry se mișcă. Gândindu-se la un plan, Henry dă pistolul fiului cu câteva sfaturi de tragere, înainte de a arunca o carte pe podea pentru a-l determina pe Dagan să tragă în acea direcție, în timp ce aleargă în direcția opusă. După ce își apucă pușca, Henry iese și începe să tragă sub casă până când Dagan este împușcat în picior. Henry sare peste el și încearcă să obțină niște informații, dar din moment ce Dagan refuză să vorbească, Henry îl ucide. Pentru a face cadavrul să dispară, îl aruncă la porci, după ce a observat un semn de gang pe el. Mai târziu, Henry are grijă de Wyatt, în timp ce ignoră întrebările fiului despre trecutul său. Wyatt crede că tatăl său nu îl respectă, așa că Henry nu se poate aștepta să fie respectat în schimb. După ce l-a verificat pe Curry, care visează din nou incendiul, Henry iese cu pușca lui și așteaptă criminalii. Dimineața, Al merge la vânătoare de păsări, iar Kicham și Stilwell îl găsesc ușor. Ei vor să afle mai multe despre Henry, dar Al refuză să răspundă la întrebările lor și de îndată ce încearcă să se apere, este eliminat. La fermă, Henry și Wyatt îl ajută pe Curry să se îmbrace ca să plece. Cu toate acestea, Curry abia poate să meargă, așa că le spune să plece, în timp ce el rămâne în urmă pentru a termina lucrurile. Wyatt vrea să rămână și să-și apere casa, dar Henry este de acord cu bărbatul și își pregătește fiul să plece. Din păcate, când sunt pe cale să plece, îi așteaptă o surpriză urâtă. Kicham și Stilwell s-au întors cu întăriri. Tatăl și fiul se întorc înăuntru, iar Kicham le oferă o înțelegere. Dacă îl dau pe Curry, el le va permite să plece fără nicio zgârietură. Din moment ce Henry refuză să accepte, Kicham dezvăluie că l-a capturat pe Al. Furios, Henry ia pușca și îi dă arma lui Wyatt, spunându-i să stea înăuntru, departe de ferestre și să tragă doar dacă este necesar. Ignorând cererile lui Curry de a fi predat, Henry merge să-l confrunte pe Kicham, care recunoaște că nu este șerif și moare de curiozitate să știe cine este cu adevărat. Kicham îi spune că îl va lăsa în viață pe Al dacă îl scoate pe Curry, dar Henry refuză și din moment ce nici el, nici Al nu vor dezvălui niciun secret, Kicham îl ucide pe Al în acea clipă. Acest lucru îl determină pe Wyatt să iasă și să înceapă să tragă, așa că Henry îl bagă înapoi înăuntru, în timp ce gașca începe să răspundă focului, lovindu-l pe Curry în picior când îl văd lângă fereastră. După ce l-a certat pe Wyatt pentru că acționează fără să se gândească, Henry îi spune să țină capul în jos. Auzind aceste cuvinte care se potrivesc visului său, Curry leagă în sfârșit faptele și își dă seama că adevărata identitatea lui Henry este Billy the Kid, care nu a murit în noaptea incendiului, ci tocmai a scăpat. Henry nu-i acordă atenție, concentrându-se în schimb să-și recupereze vechea armă pentru a ieși să vorbească. Cu o abilitate unică, Henry ucide câțiva membri, apoi se întoarce în casă prin fereastră, dar și Curry reușește să împuște câțiva. Bărbații rămași încep să înconjoare casa, așa că Henry ia un cuțit și iese pe ușa din spate, mergând în tăcere.
încăpere, înjunghie doi criminali, înainte de a se ascunde sub casă pentru a împușca pe al treilea. Apoi, se întâlnește față în față cu Stilwell, care încearcă să-și folosească cuțitul, dar Henry l-ucide, înainte de a putea face măcar un pas. Acum a mai rămas doar Kicham. El s-a ascuns în spatele grajdului și reușește să-l rănească pe Henry număr, așa că el fuge în pădure pentru a-l determina pe Kicham să vină după el. Ambii bărbați se ascund în spatele copacilor în timpul conflictului, dar Henry este prea bun și reușește să lovească pe Kicham în picior și umăr. Henry se apropie și Kicham reușește să tragă un ultim glonț înainte ca Henry să-l omoare. Rănile nu sunt grave, așa că de îndată ce se întoarce la fermă, Henry merge la Curry să-l ajute cu rănile. Când Henry îi smulge mâneca lui Curry pentru a-i privi mai bine brațul, el găsește o surpriză șocantă. El are semnul pe care l-avea și Dagan, așa că îl împușcă pentru că l-a văzut. Dar Curry nu a mințit. Mărturisește că a fost într-adevăr un șerif, dar unul corupt. Kicham și el au lucrat împreună, dar Kicham vrea să-i omoare după Jaff și l-a descoperit asta, așa că a încercat să scape și a început totul. Henry este în agonie, dar încă în viață, iar Curry vrea să fie cel care l-a ucis pe Billy the Kid. Dar înainte să tragă, apare Wyatt și l-ucide. Vrea să cheme un medic pentru tatăl său, dar el explică că este prea târziu, așa că vrea să-i spună fiului său ultimele cuvinte înainte de a muri. Când Wyatt va călători în lume, va auzi multe povești despre Billy the Kid, așa că Henry vrea ca acesta să știe că doar jumătate din ele sunt adevărate. El recunoaște că nu a fost o persoană bună și nu crede în iertare, a încercat să-i dea o viață normală fără violență. Henry nu crede că are un loc în această lume nouă, dar este sigur că Wyatt îl va găsi. După ce a plâns moartea tatălui, Wyatt îl îngroapă lângă mama sa. Odată ce este pregătit emoțional, își face bagajele și părăsește ferma, pentru a călători așa cum și-a dorit întotdeauna. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!